20 de formații cu Academica Clincen și Sportul Slagov pe primele două locuri. Aici este un pic paradoxul, dar este un paradox până la urmă al muncii, al lipsei de presiune și iată, am dat startul acestei confruntări. UTA încă o dată, cele două formații în poarta formației UTA este Miro Orlici, Ionuț Costină, defensiv alături de Manea, Benga și Copaci, Vădrareu și Culibali în fața apărării, Enescu, Norbe și Petra în față, capitanul rus, jucătorul cu numărul 19. Vedem acest prim atac al formației oaspete, l-am văzut pe Norbert, o minge trimisă în careul de 16 metri al bănățenilor, este offside aici la rus, cred că a fost, nu, n-a fost rus cel surprins în poziția afară din joc, ci Petra, jucătorul cu numărul 18. De cealaltă parte, Cosmin Petruescu, antrenorul formației timișorene, a trimis în teren următorul 11, Morariu, Bilia, Mera, capitanul echipei, Scutaru, Cherecheș, Vidrășan, Ignea, Poparadu, Bedea, Bozian și Velici. Este probabil una dintre cele mai scăzute asistențe din istoria acestui derby, născut cu foarte mulți ani în urmă, spuneam, la un moment dat a dispărut, dar, iată, ușor, ușor, readus în prim plan de suporteri, în primul rând, pentru că atâta timp cât suporterii nu-și depășesc limitele și se rezumă la ceea ce trebuie să facă, să susțină echipa la greu, atunci totul este bine. Atacă Timișoara, a fost acolo o minge ghidonată de Buzian și trimisă în flancul stâng. O minge blocată de Alexandru Manea. Întrebe fundașul celor de la UTA. Va fi însă lovitură de colț pentru echipa pregătită de Cosmin Petruescu. Timișoara are 20 de puncte. Era pe locul 11 înainte acestei partide. Între timp, spuneam, se joacă pe alte stadioane și clasamentul a suferit modificări de moment. Locul 10 UTA, locul 11 Politehnica, același număr de puncte, 20. Să vedem această fază fixă cu lovitura de colț de care beneficiază Timișoara. Va fi din nou corner la această minge respinsă de rus, capitanul formației UTA venit, iată, în sprijinul defensivei. Miroslav Orlici, atent, acolo în poartă. Perec Perec în careul de 16 metri al UTA, din nou centrare, o minge respinsă, nu foarte, foarte bine de Culibali, iarăși un șut care lovește de Petra, lovitură liberă și cartonaș galben. Nu prea am văzut intenția lui Petra de a juca mingea cu mâna, arbitrul însă mult mai aproape de fază, mi s-a părut un șut, iată, nici vorbă de intenție, nici vorbă de intenție, iar Petra stă bine cu brațele, încearcă să se apere, să nu joace cu mâna, e adevărat, balonul lovește în cot, e o decizie, cel puțin în privința cartonașului galben, destul de ciudată, de grea, iată pe Mihai Muriliței, încercând să le explice jucătorilor UTA-i că nu face concesie astăzi, să nu mai comenteze, însă s-ar putea să fie o decizie care să influențeze jocul, suntem în minutul 4. Aseară aici pe DigiSport am văzut cel mai rapid gol marcat în istoria Bundesliga din penalti. Freiburg a învins-o pe Gladbach cu panta locului 2 cu 3-1. Primul gol a fost marcat în secunda 59 din penalti. Asta cu tot cu acordatul loviturii, cu protestele, cu așezatul balonului. Pedersen a marcat. Haideți să vedem această lovitură liberă. Minutul 4, intrăm în minutul 5. Un șut peste poartă a fost mai bine așa, pentru că ar fi existat discuții cu privire la acordarea loviturii libere. Dar spuneam, un penalti acordat de central la Freiburg în secunda 10 a fost ceva așa de notat și de ținut minte. Iată-l pe Velici, l-am văzut în prim plan, pe atacantul celor de la ASU Timișoara. Pentru Velici este primul derby cu UTA. Asta
spunea și el înainte acestei partide pentru site-ul clubului. Sper să-i facem pe suporteri fericiți, spunea Gelu Velici. A mai jucat la junior de foarte multe ori împotriva UTEI. Aștept să joc însă un astfel de meci de foarte mult timp. Un meci în care nu mai e nevoie de prezentare. E clar că va fi un duel foarte disputat. Sper să câștigăm și să-i facem fericiți pe suporteri, spunea Gelu Velici înainte acestei confruntări. Din nou pasă lungă pentru subiectul nostru de mai devreme, Velici, care încearcă să se întoarcă cu fața spre careul de 16 metri advers. Întoarce mingea. Vedem un început de partidă cu Timișoara la timona acestei înfruntări. Iar acum Samba Benga este cel care respinge în afara terenului de joc. Jucătorul cu numărul 2 din formația UTA, un jucător senegalez. Și Petrolul a avut un jucător cu același nume, român însă, Benga, cel care a jucat inclusiv în Bulgaria, centrare periculoasă, iese Miro Orli și boxează mingea, care nu se duce însă foarte, foarte departe, încearcă Arădenii să îndepărteze pericolul și să vedem acum cum vor gestiona această fază rusă, îi pasează lui Enescu și mai departe. Oh, ce spații erau acolo în defensivă, n-au reușit însă să pună la punct contraatacul. Vădrariu a fost blocat și aplauze pentru această intervenție a bănățenilor. Au scăpat cu bine oamenii lui Cosmin Petruescu. Iată din nou urcarea lui Bilia. Bilia, jucătorul cu numărul 3. Aici îl vedem pe Bedea, obligat să paseze mult, mult înapoi. S-ar putea să-l vedem și pe Murariu la față, da? Portarul celor de la Hasupori, pregătindu-se să degajeze. Balon trimis de Vădrariu în jumătatea de teren a formației gazdă. Atal pe Bilia. Înapoi până la Mera, capitanul formației bănățene. Ioan Mera, jucător cu experiență, născut la Reghin, acolo unde se făceau odată vior, se făceau rachete de tenis, se făceau foarte multe. Probabil că se mai fac, dar nu în același ritm. Crescut însă de Timișoara. S-a plimbat ceva, inclusiv în străinătate. Nu este poziție de offside la această urcare în flancul stâng al lui Cherecheș. Centrare însă dezamăgitoare. Spuneam despre Mera, capitanul timișorenilor. A jucat și la Alania. Vladikavkaz a jucat și pe la Săgeata Năvodari. A jucat și pe la Rapid câteva partide. A jucat și la Taraz în Kazahstan. La această formație a Supolii de anul trecut. Miro Orlici este cel care degajează. Mingea este însă recuperată de bănățeni. Am să vă povestesc în repriza secundă de când datează această rivalitate între Hasupoli și UTA. Între Politehnica Timișoara și UTA, să spunem, între echipele de fotbal, pentru că s-au tot schimbat numele. Suporterii, iată, au adoptat aceste formații. Nu este offside, dar alunecă însă într-un moment în care n-ar fi trebuit să o facă Bedea. Foarte bine angajat acolo. Gazonul este unul dintre cele mai rele din Liga Secundă. Este cu mult peste multe terenuri din Liga 1. Da, alunecă. Și dezamăgit Bedea, care irosește o bună oportunitate de a pune în pericol poarta lui Orlici. Intervenția lui Enescu, din nou Enescu, Coulibaly a trimis la întâmplare. Scutaru este cel care reușește să stăpânească acest balon și îl vedem pe Rus acum încercând să-l depășească pe Cherecheș. Capitanul celor de la UTA scapă însă mingea în afara suprafeței de joc. L-am văzut din nou în imagine pe Ionuț Popa. Ionuț Popa, unul dintre antrenorii carismatici din fotbalul românesc, 65 de ani, născut la Săvârșin. A mai pregătit-o pe UTA în mai multe rânduri, chiar la începutul carierei sale. A antrenat însă și Timișoara. De aici, să spunem,
neînțelegeri între suporteri și antrenor. Să-l vedem acum urcând pe Vedrariu, în care de 16 metri respinge însă bine acolo Scutaru. O minge recuperată pe o greșeală defensivei timișorene. Nu reușesc însă să păstreze posesia balonului și o minge bubuită de Cherecheș, cred, pentru Velici. Acolo rămas între apărătorii centrali, aici de la UTA, Alexandru Manea și Samba Benga, Culibali. Jiul Petroșan, FC Bihor, Iașul, Mioveniul, au fost alte echipe antrenate de Ionuț Popa, cel care în aprilie pe 17 anul viitor va împlini 66 de ani. Posesie din nou pentru Bănățeni, au trecut 10 minute din această confruntare și spuneam că această rundă cu numărul 14 a debutat în urmă cu două zile, a fost victoria Universității Cluj în fața celeilalte formații din Timișoara, Politehnica Timișoara, cea care a retrogradat, ca să nu le încurcăm. Tocmai de aceea tot precizez, pentru că avem două echipe cu același nume aproximativ. Așadar, Timișoara, care a retrogradat anul trecut, în această vară, de fapt, sezonul trecut din Liga 1, a pierdut la Cluj, o echipă care s-a despărțit ciudat de Adrian Falu, antrenorul principal, și asta după un rezultat de egalitate cu Ripensia, chiar pe acest stadion. Am văzut împreună acea partidă. Ripensia Timișoara a egalat în prelungiri la 1, meciul s-a încheiat la egalitate. A fost, să spunem, scânteia care a declanșat explozia acolo la Cluj, Universitatea Cluj. Așadar, fără antrenorul Falu, a reușit să învingă o echipă aflată în degringoladă, în vrie, spuneam, cu 4-0. Cel care se ocupă de echipă în acest moment este Mircea Cojocaru. El este noul antrenor principal al Universității Cluj, urmând să conducă echipa de pe banca tehnică în meciul de joi cu ACS Poli Timișoara de pe Cluj Arena. Era anunțul oficial al site-ului celor de la Universitatea Cluj, în care era prezentat unul dintre oamenii care au reformat centrul de copii și junior la începutul anilor 2000. Cojocaru a reușit să câștige titlul național la juniorul 19 cu o generație de excepție, din care făceau parte fotbaliști pe cum Cociș, Goga, Florescu sau Dan Codreanu. Clujul a fost refuzat de Gâlcă, de Bergodi, de Iordănescu, Claudiu Niculescu. Iată nume importante. Haideți să vedem acest atac al UTEI cu centrarea lui Paul Copa, ciurcat în atac la această fază. Din carambol, mingea iese afară, dar ultimul care atinge este Copa, ce va fi repus din colțul careului mic. Spuneam, Neluțu Sabou, managerul general al celor de la Universitatea Cluj, s-a orientat. Nume importante. Laszlo Balint, cel care conduce Snagovul, una dintre revelațiile actualului sezon din Liga Secundă, și-ar fi dat, se spune, acceptul, nu și clubul, care i-a fixat o clauză de reziliere. Laszlo Balint, singurul antrenor din România cu blog, un tip extrem de bine pregătit și de prețuit, să spunem, în lumea antrenorilor români, fie ea și din Liga Secundă. Au fost multe schimbări de antrenori, chiar în aceste zile, înainte aceste etape. Cristi Popovici, cel care s-a aflat pe banca Aerostarului din Bacău, a fost numit noul antrenor de la Metaloglobus. Gel Coman și-a încheiat interimatul, care a durat 3 etape. Să vedem contraatacul UTEI, minutul 14, gol pentru UTA! Gol marcat de Norbert în urma unui contraatac care, iată, a făcut șahmat apărarea formației ASU Politehnica Timișoara. Așadar, din minutul 14, aici la Timișoara, UTA conduce cu 1-0, gol marcat de Norbert. Încă un tribut adus memoriei celor doi fani, decedați în urmă cu doar câteva zile, fanii UTEI, frumos gestul lui Norbert. Așadar, gol pentru UTA. Ianoș Norbert marchează în minutul 14. Au fost 14 minute, iată, ușor depășit acel flanc, unde este Cherecheș. Pătrunde, nimeni nu-l poate duce în tușă, nimeni nu-l poate devia de pe traiectorie pe Norbert, care îl învinge pe Morariu. Cred că aveam nevoie de un gol, așa ca privitori neutri,
în această partidă pentru a mai dezmorți confruntarea. Altfel, una interesantă până acum, nu ne putem plânge, l-am văzut pe Doru Claudiu Lucaciu din Cluj-Napoca, el este asistentul de pe această parte al câmpinarului Mihai Amurăriță, celălalt asistent este Marius Bălan din Dej, rezervă este Mihai Domșa din Alba Iulia, din Aiud, de fapt, județul Alba. Un sfert de oră, galeria Timișoarei a tăcut. Înseamnă de respect o decizie extrem de civilizată și de inteligentă. Asta în condițiile în care, iată, Naționala României, revedem golul lui Norbert, excelent, se poziționează pe stângul, își face această minge și îl execută pe Morariu. Spuneam, când vezi asemenea atitudini în tribune din partea suporterilor, îți pare și mai mult rău pentru faptul că Naționala României a ajuns să joace meciul cu stadionul închis din pricina unor spectatori care vin și își strigă frustrările pe stadioane atunci când joacă Naționala României, care până la urmă este un bun național. Așadar, UEFA a anunțat încă o partidă după cea cu Muntenegru disputată la Ploiești într-un cadru absolut sinistru. Nu e ca atunci când nu vin spectatorii la meci, atunci porțile sunt deschise, oamenii vin și pleacă de la stadionul tipul unui meci mai puțin interesant, dar în condițiile în care și jucătorii știu că porțile sunt închise și mai ales la un asemenea nivel de echipă națională, este absolut cutremurător. Iată-l pe Rus, care nu reușește să rămână în posesie, a fost un duel acolo cu celălalt capitan, Mera, acum Scutaru, trebuie să-și revină Timișoara, care n-a jucat rău în acest prim sfert de oră, a avut posesie, a avut ceva faze, inclusiv acea lovitură liberă despre care am tot discutat cu Hențul comis de Petra, dar pe care nu l-am văzut, am văzut doar Mihai Morăriței. A fost bine că lovitura liberă a fost bătută peste poartă. Aruncare de la margine, în urma acestei intervenții a lui Samba Benga. Să povestesc despre faptul că Metaloglobus are un nou antrenor în persoană Crisi Popovici. Bogdan Antone a plecat de la echipă. Trei etape a fost interimar Gigel Coman. În locul lui Crisi Popovici, plecat de la Aerostar, a fost instalat Florin Bratu, fostul antrenor de la Dinamo. Bratu a spus că a găsit acolo înțelegere, a găsit acolo la Aerostar Bacău oamenii care se gândesc la un proiect de lungă durată, la un proiect serios. Bratul nu se bagă în orice, înseamnă că se fac un curs serios și acolo la Bacău, unde a existat o echipă de primă ligă, se juca cu stadionul fiind și acolo. Iese din boată Orlici, nu decajează foarte consistent, dar mingea aia ajunge la Petra. Petra dublează doi jucători. Uta, o formație care în ultimii ani a scos jucători cu nume. Denis Mani este unul. De asemenea, Adrian Tabarcea Petre, atacantul național, este 21 de ani a României, cea calificată la turnul final al campionatului european de anul viitor. O mare performanță a naționalului, este 21 de ani după mulți, mulți ani, după două decenii. Încercat acolo o pasă, văd Rariu pentru Norbert, nereușită, intervine centralul Mihai Morăriței și dictează lovitură liberă pentru formația gazdă. Spunea Muta, o formație la nivel de copii și juniori care accede an de an în fazele finale ale ligeritelor, 17-19 ani, cupe. Au participat și la Supercupă din calitatea de câștigător a cupei. O intervenție acum a lui Culibari la Poparadu. Hai să vedem pe reluare dacă a fost într-adevăr o intervenție de galben. Se duce la Poparadu, nu credeți să că este o intervenție de cartonaș galben agresivă. Se pare însă că, în timp ce vedeam reluarea, Amoleții a dat cartonașul galben și mijlocașului Utei, celălalt mijlocaș Culibari, l-a dat sub Petra, n-am avut să confirmare. E posibil ca Amoleții să nu fi dat cartonașul galben. Timișoara atacă.
așteaptă aici în dreapta Bilia și primește mingea. Bilia centrează, concentrare blocată de Bădrariu, este jucătorul cu numărul 11 din formația oaspete, va fi corner. Daniel Bădrariu, jucător născut la Reșița în această vară, 28 de ani, produs al celor de la FC Reșița, a jucat de la multe echipe, inclusiv din străinătate, a venit la UTA în această vară. Decurs pentru Timișoreni, o încă de curs bătută rău, intercepția lui Rus, pasă mai departe. Iată-l în margine pe Bădrariu, care a încercat să revizită capitanul Rus. O acțiune nereușită. Am văzut cu numărul 19 pe tricou pe Ciprian Rus, 27 de ani, născut în Arad. A jucat și pe la Călăraș, a jucat și pe la Pandurii Târgu Jiu, pe la Târgu Mureș, însă Lauta are cele mai multe meciuri într-o perioadă de 3 ani, 2013-2016, când a evoluat la prima echipă. Jucătorul este de apreciat și de fan de toată lumea cu Lauta, poate bine se înalță Samba, Venga, Enescu, Culibadi, o echipă disciplinată, o echipă după chipul și asemănarea lui Ionuț Popa, această formație a UTEI. Flancul stâng descoperit al echipei oaspete, a urcat acolo Bedea, centrarea lui Bilia, care au de 16 metri și acum un balon bubuit de Petra. Însă în acea zonă se află autorul golului, este vorba despre Norbert, autorul golului din minutul 14. Norbert însă nu poate trece de adversarul său din această fază. Iată pe Bedea, jucătorul cu numărul 17. Cosmin Petruescu la marginea terenului, Fanii Bănățeni ca de obicei impecabil, nu tac decât câteva secunde până își tragă sufletul și își reiau încurajările. Spuneam, la această partidă vor mai face pauze din respect pentru drama prin care trece clubul UTA, drama prin care trec fanii echipei UTA. Petra, dată-l pe Enescu, minge în dreapta pentru Culibali. Întoarce Norbert, din nou Culibali. Acțiune de atac a oaspeților cu centrarea lui Paul Copaci, blocată însă, Copaci revine în posesia balonului, care a trecut și pe la Petra. Din nou Culibali în stânga aici pentru Paul Copaci. Paul Copaci l-are în ajutor în stânga pe Bădrariu, prefer o pasă înapoi. Iată-l pe Enescu, care schimbă partea. Acesta este Costin, fundașul dreapta al UTEI, centrează și va fi lovitură de colț. Frumoasă acțiune, frumoasă explozie a lui Ionuț Costin, care a demarat pe lângă jucătorul Timișoarei din acest duel. Acesta însă a revenit, chiar că și-a fost acolo și a respins în afara terenului de joc. Lovitură de colț însă pentru UTA, 23 de minute și 30 de secunde a trecut în această partidă, centrare înspre poarta lui Murariu. Am avut impresia că a și vrut să trimită pe spațiul porții. Mingea este însă în afara terenului de joc, rămâne 0-1, asul politic de Timișoara UTA. Deci vine etapa a 14-a, spuneam, o etapă începută cu o confruntare pe Cluj Arena. Lăsatea Cluj a vins Politica Timișoara, cealaltă echipă din Timișoara, 4-0. Iar CS Mioveni a vins-o pe Dacogetica București cu 2-1. Astăzi se joacă la această oră, în afara acestei partide, sunt câteva confruntări, 4 la număr, ce au început la ora 11.
Aerostar Bacău, din pensia Timișoara, este 1-0. Energeticianul Academica Clinceni este 1-0. Iată, 1-0 pentru Academica Clinceni. Gliga a punctat. Vecea Argeș, Dacia Unirea Brăila, 2-1. Asta după ce Argeșul a condus cu 2-0. Metaloglobus Balotești 1-0, pentru că tot vorbeam de schimbări de antrenori. Aerostar, iată, cu Florin Drac are 1-0, Metaloglobus are 1-0 cu Balotești, cu Popovici, Cristi Popovici pe bancă. Astăzi se mai joacă Luceafărul Oradea, Patrui Târgu Jiu, și spuneam, mâine Chindia, Sportul Slangov, iar luni seară de la ora 18 pe Digi Sport, Petrolul Ploiești, Farul Constanța. Din nou posesie pentru UTA. Combinație frumoasă, îl vedem aici din nou pe Ionuț Costin, care a încercat să schimbe partea și a reușit până la urmă. Norbert învăluie aici Paul Copac. Norbert rămâne în posesie, micuț de statură, cu iată centrul de greutate, jos bine pe picioare. Nu reușește să paseze, apare aici foarte bine Koulibaly, care din prima îi trimite lui Paul Copac, întâmpinat însă de Bilia. Bilia îl blochează și îl obligă pe optarul lui să paseze înapoi, în centru. Cum să nu te simți fotbalist când ai asemenea public? Mă refer aici la cei de la Suportivitatea Timișoara. Același lucru aș putea spune și despre UTA, însoțită, iată, în ciuda tragediei de câțiva suporteri aici la Timișoara. Faultează, evident că n-a avut un faultur, dar un fault văzut de amărăriței, lovitură liberă pentru echipa gazdă, care iată a ajuns în preajma în care de 16 metri. Bună combinație aici între Pedea și Bilia, același Alexandru Manea degajează, iată pe puternicul fundaș central, cel care face pereche cu Samba Benga. Sunt momente ceva mai bune pentru Bănățeni, o minge în adâncime expediată de Poparadu. Iată pe mijlocașul celor de la Timișoara, Adrian Poparadu, și el jucător cu experiență, născut aici la Timișoara. El nu a fost legitimat. Dacă scoatem din ecuație echipele la care a fost împrumutat, el practic a fost jucătorul Timișoarei încă din vremea junioratului. Aici a început, a mai plecat, spuneam, la Bufta, la Reșta, la Buzău, la Otopeni, sub formă de împrumut. Este o intervenție destul de tare aici a lui Mera, la Rus, capitanul de astăzi. Nu cred însă că este ceva grav. O parată vin la Astru Politehnica anul trecut, de la cealaltă Politehnică. Ușor, ușor, lucrurile, sunt convins, se vor așeza în fotbal românesc. E nevoie de timp. Cine mai credea vreodată că vom mai auzi de echipe susținute, iată, de UTA, de Timișoara, de Petrolul, de Farul, de Rapid, de FC Argeș. Formații care la un moment dat au dispărut de pe harta fotbalului românesc. Echipe campioane sau echipe care au dat culoare zeci de ani în fotbalul din România. De ușor, ușor își revin. Enescu trimite către propriul portar, certat am impresia de Ionuț Popa, la momentul Ionuț Popa ne fiind de acord cu această decizie a lui Enescu. Intercepție a formației Bănățenei, este aici Bedea, pasă în centru, pleacă însă repede Velici, recuperează iarăși albioleții. Copaci iese bine din dispozitiv Bilia. L-am avut în imagine pe Petru Vădrariu, jucătorul UTEI. Daniel Petru Vădrariu, în 28 de ani, născut la Reșița. Bedea vede înapoi până la Bilia, combinația celor de la Timișoara. Cei care a trecut inclusiv pe la Igne, jucătorul cu numărul 24 și acum un șut cu latul destul de ciudat. Până ziua am încercat să-l surprindă, probabil pe Miro Orlici. Vedem această execuție, dar ciudată, toată lumea se aștepta ca mingea să circule mai departe pe flancul stâng.
atenție pentru asul politic de Timișoara. Iată pe Ignea, acesta se trimite în adâncime. Intervenit acolo Sapa Benga, de un picuț confuz în defensiva UTEI, dar o minge care ajunge izbăvitor pentru UTA în brațele lui Miro Urlici. Pentru Petra, Petra a primitat un așul galben în debutul acestei partide, la cealaltă titlă liberă. Petra a trimis în afară terenul de joc pentru a primi îngrijiri medicale, este un time-out. Trei victorii în ultimele trei etape pentru echipa suporterilor timișoreni, ultima etapă 2-1, spuneam, cu Poli Timișoara, formația aflată în derivă, cealaltă echipă din Timișoara. Două victorii și un egal în ultimele patru etape pentru UTA, cea care vine după un rezultat de egalitate acasă. A fost 1-1 cu formația din Petroșani, Energeticianul, o echipă care a căi nume creează mari probleme, cel mai ușor să o pronunți pe silabe. Atunci e clar, mai cum să o greșești. Acum două etape, UTA pierdea la Târgoviște, într-un meci extrem de important în fața Chindiei, 2-4. Chindia care arată foarte matur. Am văzut-o pe Chindia împreună în multe partide din acest sezon. Chindia are o serie extraordinară. Trupa lui Viorel Moldovan a ajuns la 5 victorii consecutive. O minge pentru Rus, capitanul celor de la UTA, reușește să mențină controlul balonului. A fost foarte bună pasa lui Murariu pentru Ignea. Ignea era cu spatele la joc, n-a văzut mare lucru. Acesta este motivul pentru care nu s-a complicat și în momentul în care a avut posibilitatea să degajeze, a făcut-o. O sesie pentru UTA, suntem în minutul 32. Site-ul nostru digisport.ro puteți citi, Red Bee confirmă că zilele lui Mezague la Dinamo sunt numărate, un nou transfer de răsună pentru Alexis Sanchez, gigant care speră să semneze, știri interesante pe site-ul nostru. Să-l vedem acum pe Bozian, pasând în dreapta pentru Bedea, mai departe pentru Vidrășan, urcă aici Cherecheș. Poparadu, pe partea stângă, Poparadu în duelul cu mijlocașul UTEI, Koulibaly. Ia de obligați, Bănățenii se joace mult, mult înapoi. Balon aruncat la întâmplare. Decizia fără precedent a lui Decari, dacă pierde procesul cu Talfan, o altă știre interesantă de pe site-ul nostru. Am să vă fac și câteva recomandări, pentru că așa este, a început weekendul. Foarte, foarte multe transmisii. După această confruntare între asul politic de Timișoara și UTA, avem știri, avem Digisport special, știri și tenis de la Basel, de la ora 18 pe Digisport 1, Botoșani, viitorul meci din Liga 1, apoi FCSB Voluntar de la ora 21, pe Digisport 2, ce putem vedea astăzi, tenis, apoi Empoli Juventus de la ora 19, tenis de la Singapore, atenție la turneul campioanelor, care este în desfășurare și la această oră, pe Digisport 2, Empoli Juventus de la 19, Atletico Madrid Real Sociedad de la 21 și 45 de minute, pe Digisport 3, putem vedea Atletico Bilbao Valencia din la Liga de la 17 și 15, turneul de tenis de la Viena, rezervat băieților înainte și după partida de care am amintit, basket masculin Steaua, BCM Upitești din Liga Națională de la 19:30, iar tot la 21 și jumătate Torino Fiorentina, meci din seria. Pe Digisport 4 urmează de la ora 14 Girona Rayo Vallecano din La Liga, de la 4 și jumătate, meci foarte interesant din Bundesliga, Borussia Dortmund Hertha Berlin. Avem tenis de la Basel la 6 și jumătate și calificări în marele primul al Mexicului de Formula 1 de la ora 21. Așadar, oferta este una extrem de mare, să spunem.
Nu uitați mâine de la 17 și 15 pe Digi Sport 1, Barcelona, Real Madrid. Atacă Billy aici, Billy a trimite, iese să facă bine Horlic, va înceapă această minge, cel vizat pe Vedic. Minutul 35 în continuare, avem în reluare, iată faza, Pidia nu reușise să-i trimite așa cum și-a dorit lui Vedic, foarte supărat Samba Benga, cel care protesta la adresa asistentului, care a lăsat Fabinul jos, Koulibaly bine așezat în terenuta, Copaș trimite înapoi până la Benga, acesta la Koulibaly blocat. Unul dintre oamenii din staful lui Ionuț Popa este avertizat. La următoarea abatere va fi trimis în tribună. Am văzut exact cine a fost acolo. Formație care are în palmares 6 titluri de campioană a României și un titlu de vicecampioană, dacă putem spune așa. Ultimul titlu a fost cucerit în 1970, atunci când UTA bifa a doua victorie consecutivă. Nu era prima dublă pentru UTA. UTA a fost cea care a cucerit titlul în 47, imediat după război, apoi în 48, în 50, în 54, 69 și 70. An 70 care va rămâne în memoria echipei UTA dincolo de acest titlu pe care l-a câștigat la două puncte de Rapid, la 5 de Steaua, la 6 de Craiova și la 7 de Dinamo. Asta a fost ordinea în acel sezon 69-70. În memoria tuturor, UTA va rămâne cu acea eliminare a lui Feyenoord Rotterdam după 1-1 de plasare, 0-0 acasă. Era campioana Europei în acel moment formația olandeză. Iată, acele puncte de reper de care aminteam, în momentul în care ai de ce să te agăți în trecut, e clar că viitorul are o fundație. În continuare, superbă atmosfera aici pe Dan Păltinișanu, chiar dacă nu sunt foarte mulți spectatori, însă cei care sunt, galeria, cei care compun galeria Timișoara, iată, fac ceea ce știu mai bine și încurajează echipa. Iată și pe suporterii formației UTA, cei care au venit până la urmă, au bătut drumul până la Timișoara, nu sunt drum lung. Mai ales acum, de când în vest au mai făcut așa câțiva kilometri de autostradă, se ajunge foarte repede în acest moment de la Timișoara la Arad. S-ar putea să vedem o schimbare în echipa gazdă, cred. Noi îl dărim aici pe Scutaru, primind îngrijiri medicale și cred că iese din teren, da? Niculescu ia locul lui Scutaru. Da, modificare pe care Cosmin Petrescu nu avea în calcul, cel puțin nu acum, în minutul 38. Iată-l cu numărul 6 pe tricou, pe Bogdan Niculescu, așadar schimbare, o primă schimbare în formația gazdă, asul politic de Timișoara. Era o minge pentru Rus, destul de bine păzit Rus. Iată-l pe Niculescu la prima atingere de balon, o minge întoarsă pentru portarul Murariu și ușor, ușor ne apropiem de finalul acestei prime reprize. Foarte bine gestionează această fază Paul Copaci și iată ce frumos ies cei de la UTA, nu cu mici bubuite din preajma careului de 16 metri, Rus, trimite în dreapta, scapă mingea de sub control, Costin îl ajută însă Koulibaly, iată e extrem de hotărâți pe Arădeni, plecând spre poarta lui Murariu, este acolo Rus, rezistă unui atac venit de la unul dintre apărătorii bănățeni, Velic, pe dreapta aici pentru Bedea. Bedea trimite însă
defectuos. Iată ce spații defensiv a celor de la Timișoara. Să-l vedem pe Rus. Rus în care o pasă în partea dreaptă. Pericol și este 2-0 pentru UTA. Minutul 40. O fază incredibilă. Minutul 40 și formația lui Ionuț Popa conduce, iată, cu 2-0. Superbă faza, dar ce făcea defensiva Timișoarei? Iată, 2 contra 1 aici. Cât de altruist a fost capitanul UTEI și revedem această reușită de 2-0. Vorbeam de duble, de dublele UTEI de după război și din anii 60-70. Iată o dublă a lui Norbert, 2-0 pentru UTA. Misiune extrem de complicată din acest moment pentru ASU Politehnica Timișoara. Povesteam la începutul acestei transmisii despre faptul că Universitatea Craiova nu și-a amânat meciul în ziua în care a murit Ilie Balat și a învins FCSB pe Ion Oblemenco. La câteva zile, iată, vine o a doua victorie. E pe o curbă ascendentă Universitatea Craiova, cea care s-a impus la Giurgiu. UTA, după tragedia care a lovit gruparea Rădar, iată, impulsionată, să spunem, are 2-0 în acest derby al vestului și din nou o trecere a lui Petra. Este faultat de capitanul formației bănățene, Mera. Mera vede cartonașul galben, avea o altă soluție. Așteaptă pauza cu înfrigurare Cosmin Petrescu, tehnicianul bănățenilor, pentru a corecta jocul formației sale, pentru jocul nu este terminat, este 2-0, mai avem o repriză și ceva. Orice gol marcat de Timișoara relansează această partidă, atâta timp cât scorul va fi acesta de, să spunem, de 2-0, până în momentul în care Timișoara va marca eventual. Iată pe Culibari, limite în dreapta, pentru Ionuț Costin, din nou Culibari. La minge Norbert, cel care a marcat de două ori. Trecerea lui Ionuț Costin, blocat însă acolo de Cherecheș. Iată-l pe Ionuț Costin, jucătorul cu numărul 98. Mă cheamă și Cristian, am impresia. Din nou deranjă defensiva Mișoare și este ratare uriașă, uriașă. Ionuț Popa, în pragul unei crize de nervi, nu-și poate explica cum a putut să rateze Vădrariu. Oh, numai în fierea lui Petru Vădrariu să nu fi în 3 minute cât au mai rămas din această repriză, pentru că la vestiar Ionuț Popa cu siguranță îi va reproșa această uluitoare ratare, uluitoare ratare a lui Vădrariu. Putea fi 3-0 și UTA putea la opțiune extrem de importantă a câștigat această partidă. Această partidă este incredibil, însă cât de ușor este depășită defensiva Timișoara. Iată linia de mijloc, se invită jucătorii, am văzut acolo pe Cherecheș, pe Vidrășan, pe Ignea, se invită cine să intervină la minge. Este un fault acum comis de Vidrășan asupra capitanului Rus. Face o partidă bună Rus. Centrare de pe partea dreaptă, o centrare care nu și avea rostul, pentru că erau 6 jucători de la Timișoara. Urcase, adevărat, acolo, inclusiv Alexandru Manea. Era undeva și, cred, Petra, iată-l pe Manea. Și totuși, UTA beneficiază de o lovitură de colț. Mulariu trimite în careul mic, iese Mulariu și boxează puternic, liniștește jocul ce de la UTA. Iată-l pe Culibali, rămas în urmă, foarte bine găsit aici Petra. Petra așteaptă sprijin și îl primește destul de târziu de la Norbert. Nici pasa lui Petra n-a fost una senzațională. Norbert a făcut bine ca faultat, n-a lăsat posesie pentru Timișoara. Iată-l aici în duel cu Bedea.
Avem în reluare ocazia uriașă a lui Petru Vădrariu și extraordinar, eu nu scopa, spuneam, unul dintre cei mai carismatici tehnicieni din fotbal românesc ultimilor mulți ani, simpatic la conferințe de presă, după meci, indiferent dacă echipa sa câștigă sau pierde, atunci când are chef de vorbă, Ionuț Popa e un tip simpatic. Iată pe Arădeni, o atitudine extraordinară a jucătorilor lui Ionuț Popa. Asta cred că a făcut diferența, dincolo de greșelile pe care le-am tot văzut în apărare la Timișoara. Atitudinea este una de admirat la echipa arădeană. Norbert a fost cel favoritat, autorul golurilor din minutul 14 și 40. Iată-l pe Coulibaly, puțini spectatori, e și stadionul mare. Aceasta dă impresia unei asistențe destul de reduse. O, excelent aici, Rus, intră în careu, a trecut ca prin brânză, prin linia mediană celor de la Timișoara. Să-l vedem pe Vădrariu. Vădrariu trebuie să se scoată până la pauză și iată-l centrând pentru o ocazie mare la poarta lui Morariu, o altă ocazie mare. Trebuie să se trezească Timișoara, pentru că a făcut o repriză rea. Asta și pentru că UTA a jucat foarte bine. Spuneam, stadionul este uriaș și de aici impresia că nu e foarte multă lume, însă atmosfera este bună. Te simți fotbalist. Este ultimul fluier al acestei reprize pentru Mihai Amorăriței. Așadar, ASU Politehnica Timișoara UTA 0-2, Norbert de 2 minutele 14 și 40, iată-l pe autorul golurilor. Avem în pauză știri, după care revenim cu repriza secundă aici pe Dampăl Timișan. Câteva zeci de spectatori veniți de la Arad. Reamintim, o tragedie s-a văzut asupra echipei UTA, asupra suporterilor. Doi au decedat într-un accident rutier petrecut acum câteva zile. Au fost la un pas de a nu se jucă această partidă. Se continuă această fază și respinge Orlic. A fost un prim atac al Timișoarei în această repriză secundă. Chiar spuneam să vedem cum va arăta trupa lui Cosmin Petroescu în a doua parte. În prima repriză n-a început rău. A venit însă acel gol din minutul 14 reușit de Norbert, pe care l-am revăzut până în startul acestei reprize secunde. Norbert l-a majorat în minutul 40, grave greșeli însă în defensivă pentru echipa pregătită de Cosmin Petrescu, greșeli individuale, greșeli de marcaj, de poziționare, un mijloc depășit adeseori, și acum a fost o degajare, am văzut, a lui Alexandru Manea, care a ajuns fără probleme la Rus, fără ca cineva să intervină. A fost nevoie de această intervenție tare a lui Vidrășan. Iată-l cu numărul 5, Petrico, pe Poparadu, jucătorul cu experiență. Spuneam, Timișoara trebuie să se trezească dacă vrea să nu bifeze un eșec, mai ales că în ultimele etape chiar a jucat bine. Spuneam, 3 victorii în 4 etape pentru formația pregătită de Cosmin Petruescu. O înfrângere acum, două etape. O înfrângere, să spunem, surprinzătoare în fața Ripensii. Două derbiuri la rând pentru echipa lui Petrescu. Victoria de colț în favoarea UTA-i. Respinge defensiva gazdelor. Să-l vedem aici pe Ignea. El a intervenit primul. Acum îl vedem la minge pe Bedea. O schimbare în prima repriză. Scutaru accidentat. A fost înlocuit cu Niculescu, promițătoare această fază de atac a celor de la Timișoara. Este acolo Bedea, primit înapoi pentru Bilia, centrare puternică acestuia, care însă iată ajunge pe flancul opus. Petru Vădrariu, cel care a ratat o ocazie uriașă în finalul primei reprize, când la 2-0 scăpat singur cu portarul Morariu, a șutat pe lângă poartă. Am văzut pe Ionuț Popa reacționând după acel șut pe lângă poartă, incredibil, o criză de nervi, la un pas de a face o criză de nervi Ionuț Popa. Scorul a rămas 2-0, că resping apărătorii UTA-i.
Vă promiteam în prima repriză că vom vorbi un pic despre rivalitatea acestor două grupări, rivalitatea celor două grupuri de suporte, fault aici comis de Norbert asupra lui Cherecheș, cel pe care l-a depășit în dese rânduri în primele 45 de minute. Bilia mai departe pentru Ignea, centrare în care au de 16 metri, să vedem, apreciază perfect Miroslav Orlic, traiectoria balului iese și culege cu multă siguranță această minge din nou. Este acolo Norbert, Norbert pus în afara terenului de joc foarte bine de Niculescu, înlocuitorul lui Scutaru. Va fi aruncare de la margine pentru formația gazdă. Iată-l pe Norbert. Ianoș Norbert, venit din Ungaria, din ligile inferioare. Un fel de Tototamuz al UTEI. A fost chiar mai rotofei un picuț, spun fanii UTEI. Norbert Ianoș însă, iată-l aici într-o condiție fizică bună, chiar dacă e loc de mai bine. După ce dă două goluri împotriva Timișoarei, în aici se reproșește lui Norbert Ianoș. Iată intervenție a sudătarea lui Petra. Petra să nu uităm, aruncă atunci și de atunci, dar lovește mingea. Iarăși o decizie, nu știu, ciudată. Arbitrajul însă mai influențat până acum și jucătorii celor două formații și-au văzut de treabă. Iată, 5 minute din această repriză secundă. În continuare, UTA conduce aici la Timișoara pe Dampol Finișanu cu 1-0, golul marcat de Ianoș Norbert. Fragmentat jocul, a fost intervenția lui Ionuț Costin, recuperează din nou Paradenii, Culibali, se duce dinsă de Enescu în centru, acolo Petru Rus, Rus pivotează, driblează și pasează din nou lui Ianoș, Norbert, Norbert tratează startul, nici măcar n-a mai urmărit balonul, nu avea rost, Niculescu a protejat și a trimis mingea după ce a ieșit către portarul Moraliu pentru o repunere rapidă. Rivalitatea dintre UTA și Poli a început la începutul anilor 60, fac o pauză pentru că iată are probleme Manea. Nu este o lovitură, e o împingere cu cotul. Da, a sărit așa cu brațul depărtat. Vedea cred că a pus acolo, noi îl avem în imagine acum pe Niculescu. Și are venit fără probleme mare. Am văzut, n-a fost lovitură, împins în săritură cu cotul. Da, spuneam despre rivalitatea dintre cele două formații care a început returul ediție de campionat în 1963-1964, cele două echipe se aflau la retrogradare înainte de finalul sezonului, cu câteva runde, 2-3, a fost 3-3 pe Bega, iar Timișoara a luat drumul spre eșalon secund. Atenție la această fază, din nou acțiune pe partea dreaptă, se luptă acolo Vădrariu, faultează însă în duelul său cu fundașul stânga al părăținilor Cherecheș. Nu s-o pare fi la ideea de mai devreme. Timișorenii au considerat că au fost furați de arbitri și au declanșat o adevărată revoluție în acea perioadă. Se știe, la Timișoara totdeauna altfel au stat lucrurile, mult mai aproape de vest. A fost o ceartă continuă, an în rând, an la rând, 2002, iarăși au fost multe, multe momente tensionate între suporte, însă, repet, ce s-a întâmplat astăzi e așa o mână întinsă și dintr-o parte și din cealaltă, nu doar o mână întinsă, ci o strângere de mâini. Iată, foarte bine se descurcă aici în flancul stâng, Velici nu poate trece însă. Excelențe
pune acolo Ionuș Costin, aruncare de la margine, bătută repede de Bănățeni, pot centra și o face Chereche și care au de 16 metri, nu reușesc să depărteze pericolul, continuă acțiunea ofensivă la celor de la ASU Politica Timișoara. Este acolo Buzian, în flancul drept pentru Bedea, care trece legat prin carul de 16 metri, o pasă total inspirată, previzibilă, Coulibaly se așează excelent și recuperează mingea. Sunt momente bune pentru ASU Politica Timișoara, îl vede pe Bedea, cel care a avut acțiunea de mai devreme, imagine mera și atmosfera pare din ce în ce mai... mai frumoasă aici la Timișoara și vremea este bună, am mai pus tot în țară în acest weekend. Nu ne mulțumim jucătorii Timișoare pe decizia lui Mihai Modăriței, un fault asupra lui Petra. Reamintesc, după această partidă avem tenis, apoi de la ora 18 aici pe Digi Sport 1 Botoșani, Viitorul Constanța, iar de la ora 21 FCSB, FC Voluntari, meci din Liga 3 pe Digi Sport 2, asta pentru că ne permite jocul de aici de la Timișoara. Vă fac câteva propuneri pentru a rămâne în fața televizoarelor, tunelul campionilor, tenis fete, de la ora 19 pe Digi Sport 2 avem Empoli Juventus din Serie A, de la 21:45 Atletico Madrid Real Sociedad, în cazul meu la 5 și un sfert Real Barça. Pe Digi Sport 3, iată un cartonaș galben încasat de Kerekeș între timp. Avem tenis de la Viena, de la Basel, apoi basket de la ora 19:30 de minute, Steaua Vitești, Torino Fiorentina de la 9:30, meci din Serie A, iar pe Digi Sport 4 astăzi avem Girona Rayo Vallecano de la ora 14, de la 4:30 Borussia Dortmund Hertha, calificări, Marele Premiu al Mexicului de la ora 21, Marele Premiu de Formula 1, firește. Acțiunea lui Ionuț Cosmin, se încing un pic spiritele acolo pe teren, asta și din cauza lipsei de fermitate a centralului. Ionuț Cosmin vede cartonașul galben, a plecat în dribbling acolo între trei jucători timișoreni, a pierdut posesia și l-a agăzat pe unul dintre adversari. Iată, foarte sportiv Coulibaly, primite pentru Morariu, dă practic mingea înapoi Bănățeni. Suntem în minutul 56, în continuare 2-0 pentru formația vizitatoare, pentru UTA. Veliș nu poate ajunge la această minge, iar Poparado scapă în afara terenului de joc. Va fi repunere pentru UTA, Ionuș Costin, noi îl avem în imagine pe Kerekeș, jucătorul cu numărul 20, Alexandru Kerekeș. Patru din partidele de astăzi. Să vedem acțiunea Timișoarei cu Bedea. Bedea pe partea dreaptă centrează cu stângul foarte bine, reluare cu capul al lui Velic pe centrul porții, nicio problemă pentru Miro Orlic. 57 minutul în care notăm această ocazie până la urmă a Timișoarei. Da, s-au încheiat așadar partidele de astăzi, sunt 4 partide care s-au disputat. Aerostar Bacăurii Pesia Timișoara, iată 2-0, spuneam Florin Bratu s-a dus la Aerostar. Academica Clinceni se impune în deplasare în fața celor de la Energeticianul cu 1-0, un gol marcat de Gliga încă din minutul 3 al partidei, iar în aceste condiții Clinceniul, iată, după înfrângerea de săptămâna trecută de acasă cu cei de la Chindia, reușesc să-și redobândească fotoliul de lider. Sinagogul lui Laszlo Pali este pe locul 2 în acest moment, însă cu un meci mai puțin disputat. Sinagogul joacă mâine la Târgoviște. Ce meci frumos va fi, Chindia. E o intrare într-adevăr mai energică a lui Coulibaly. Mă teamă însă că Poparado joacă un pic de teatru, poate vom vedea o reluare. Vine tare, îl sperie, dar intră la minge Coulibaly. Îl
vede cu coada ochiului. Ar trebui să aibă mai multă grijă de el Pupăradu și a lăsat piciorul pe gazon. E posibil să-l fie accidentat, dar intervenția este într-adevăr mai energică. Dar ea și Mige, ea și omul cu lipatic primește cu cartonul acel gal din partea lui Mihaia Morăriței. Joc mai puțin plăcut în această repriză secundă, doar pe alocuri. Uta are 2-0 pe tabelă, iată, Popar aduce de bine, n-a pus chiar atât de tare această intrare a lui Koulibaly. Sunea Muta, are 2-0 și încearcă să gestioneze acest rezultat, un dialog între Popar Adu și Koulibaly. Dar nu s-a întâmplat mare lucru. Minge trimisă în partea dreapta, acolo unde este capitanul Mera, capitanul Bănățenilor, Dedea și din nou Mera. Trebuie să riște Timișoara pentru că nu mai are nimic de pierdut. Se ducă Falinon de la margine, erau doi jucători acolo. O lipsă de comunicare. Buzian. Deja mai reproșează cu echipierul său, cred că era pe de acolo. Bozian s-a aflat și el, cu echipierul său s-a aflat și el, de asemenea, în poziția afară din joc. Da, imagine extraordinară, imagine pe care le vedem, din fericire, din ce în ce mai des pe stadionul din România. Cele mai multe astfel de imagine sunt însă la nivel de ligă secundă. Încă o dată rezultatele înregistrate astăzi. Aerostar Bacău în pensia Timișoara 2-0. Spuneam că Liceu a bătut la Petroșan 1-0. FC Argeș 4-1 învinge pe Dacia Unirea Brăila. Dacia Unirea Brăila, ultima clasată, echipă care că s-a împăcat cu gândul retrogradării alături de cealaltă echipă a Timișoarei Politehnica, Gatonaș Galbu, și pentru Delici, pentru acest faul la Koulibaly, iar succes de 0 din partea centrală, după părerea mea. Îl împinge, adevărat, dar nu cred că era de gal, faul, da, dar lovitura liberă era de ajuns. Așadar, Argeș bate cu 4-1. FC Argeș pune capăt astfel unei serii de două partide în care nu a reușit decât un punct. A fost acel 1-1 surprinzător cu Dacu Cetic pe teren, a urmat înfrângerea de la Constanța, la fel de surprinzătoare având în vedere locul din clasament ale celor două formații. Și Metaloglobus, iată, învinge pe CS Balotești cu 1-0. Amintam de comemorări, de momente de reculegere, un cartonaș galben pe care vede și autorul celor două goluri, Ianoș Norberg. Centralul a trebuit să nu mai face prujuna cartonașul galben, să stea cu el în mână, deși jocul nu este unul dur, e un foul, de dacă așa este. Fotbaliștii formației FC Argeș l-au comemorat în aceste zile pe mare Nicolae Dobrin, cel despre care se spune că a fost cel mai mare jucător român al tuturor tipurilor, cel mai mare fotbalist. Iată o centrală care duce 11 metri, bănățirii celor tipurilor de la 11 metri. Îl vedem pe Bădraiu, care pasează foarte bine pentru Enescu. Enescu mai departe, mingea însă va ieși în afara terenului de joc. 11 ani așadar, fără Dobrin. Întreaga echipă, a lui Mursă 2, Gustavu Tehnic. Întreaga echipă a mers la mormântul lui Nicolae Dobrin. Dobrin a fost acolo, lângă stadionul, ce-i poartă numele. A fost prezentă și familia Nicolae Dobrin. Revedem această fază, în urma căreia gazele au cerut lovitură de la 11 metri. Iată-l pe Mera. El a fost cel căzut. Chiar spunea soția lui Gica Dobrin. Gica Dobrin. Mă bucur că oamenii nu au uitat pe soțul meu, pe Gicu. Cum să uiți un asemenea jucător. Timișoara, iată, acțiune frumoasă. Pata în adicina lui Buzian, cuprinsă pe centru defensiva Aradului și putem asista la relansarea acestei partide. Timp ar mai fi foarte bună pasa, foarte bună pasa lui Buzian și este lovitură de la 11 metri, indiscutabil, iese rău portarul Utei. Faultează acolo, îl rupe și pe jucătorul său.
Minutul 63, așadar, lovitură de la 11 metri. S-a lovit și Mirolic. Suntem aproape de a relansa partida Timișoara în cazul în care va reuși să transforme acest penalti. Acum e două ore de joc, revedem acțiunea. Copaci, fundașul stânga, are și el probleme medicale, s-a lovit la acea ieșire a lui Orlici. Farid Timișoare așteaptă momentul în care să se bucure de un nou gol al favoriților. Trei victorii în ultimele 4 etape, ultima etapă 2-1 cu Politehnica Timișoara și a revenit portarul formației UTA, cel care va încerca să-și răscumpere greșeala, șansele însă sunt extrem de mici, nu se poate executa. Bozian este cel care își ia inima în dinți. Da, Bozian, probleme în continuare pentru Paul Copaci, care nu mai poate continua această partidă. Iată, se fac semne spre banca de rezervă. Ionuș Popa obligat să schimbe. Excelentă pasta pentru Velici. Velici știe să scoată lovitura de la 11 metri, asta și pe fundul ieșirii. Mult prea hotărâte din poarta lui Miro Orlici. Nu e cu pierdere de cunoștință, dar iată salvarea și face apariția pe gazonul stadionului Dan Păltinișan, întrerupere așadar a acestei partide, șansă mare pentru... Cred că s-a lovit destul de rău Copa și noi avem în imagine pe Petra la acea ieșire a lui Orlici. Bozian, în el stau speranțele timișorenilor de a reveni în această confruntare. Se face schimbarea, este așadar Paul Copaci. Lovit Paul Copaci la nivelul coastelor. N-am avut destul de multe momente de întrerupere în această partidă. Avem unul care sperăm însă să nu fie urmat de vreo veste rea în ceea ce îl privește pe Paul Copaci. Sperăm că va reveni pentru mai multă siguranță. S-a luat această decizie de a fi urcat fundașul stânga de astăzi a Lutei în salvare. Locuire așadar în formația oaspete, dar după această lovitură de la 11 metri. Bozian, un pas, 2 și... Însă scorul devine pasul Politehnica Timișoara UTA 1-2, 67. Bozian readuce speranțele în tabăra formației gazdă. L-am văzut pe capitanul rus, capitanul arădenilor, încercând să-și încurajeze, să-și motiveze coechipierii. Foarte aproape a fost aghicit colțul. Probabil că dacă ar fi plecat un picuț mai devreme, însă șutul a fost puternic și destul de bine plasat, n-a avut înălțime, dar iată, reușește să marcheze, să reducă din diferențe Bozian. Și mai sunt minute bune până la final. Ne vine în memorie reacția lui Ionuț Popa după acea uriașă ratare a lui Vădrariu la 2-0 din finalul primei reprize. O altă centrare. Acum ar trebui să insiste jucătorii Timișoarei, pentru că e un oarecare recul în jocul formației UTA, clar, mai ales după încasarea golului, după accidentarea lui Copaci. Noi îl avem în imagine pe Paul Cubleșan. El stătea de ceva vreme la marginea terenului.
Am notat deja această schimbare. Nu este postul său acolo. Vor fi ceva modificări. Va cobora altcineva în flancul stâng. Pe Cubleșan îl regăsim aici în dreapta. Iată-l punând presiune pe cine a fost acolo. Vidrășan. Imagine Morariu. Era un așadar pentru formația vizitatoare, pentru UTA. Timișoara, chiar dacă nu chiar asul politic ca Timișoara, se poate lăuda cu performanțe importante în fotbal românesc, cu participări în cupele europene, cu rezultate extraordinare. Victorie în fața lui Celtic Glasgow, cu Celtic era echipă extrem de importantă, nu că n-ar fi și astăzi gol marcat, dacă nu greșesc, atunci pentru acea victorie care califica politica Timișoara mai departe. Și-a de dat Timișoara, iată acțiune ofensivă, iese Miro Orlic din poartă, o face greșit, cu șansă, rămâne în posiția balonului, dar rupe pe Bedea. Stamo Ninja, Morariu, sunt doi jucători de la Timișoara, încă au de 16 metri adres căzuți. Buzian, dacă a văzut bine, și Bedea. Jocul însă curge și în posesie formația pregătită de Cosmir Petruescu. În victoria din etapa trecută de la 1-2 de pe acest stadion cu Politehnica Timișoara au marcat Mera și Buzian, din nou Buzian, iată intervenție foarte bună a lui Alexandru Manea. Prevenția lui Mera, cel care ajunge la Ignea. Ignea trimite în flancul drept, acolo unde funcționează Bilia, Bedea, din nou Bilia, pasă pentru Bedea, Ninja însă ajunge la un jucător ce se afla în poziția afară din joc. Greșeală aici de deplasament. Iată pe Ignea prea grăbit. Este surprins în poziția afară din joc. Nu se grăbește Miro Orlic. Va fi lovitură liberă pentru formația oaspete. Iată pe Claudiu Drăgan, fostul atacant al UTEi. Iese Petra, intră Oprea. A jucat bine Vasile Petra. Avea însă și un cartonaș galben, probabil că au posit 20 de minute până la finalul acestei partide. Claudiu Drăgan, staful lui Scopa, fostul atacant al UTEi, cu el pe teren. UTA pierdea o promovare la Alba Iulia în 1999 la un meci de baraj contra Rocarului. A intervenit din nou centralul Mihai Amorăriței. Cuparatul, posesie din nou pentru Bănățeni. Alargă formația lui Cosmin Petruescu după egalare. Riscă, iar UTA putea profita de asta, mai ales că a arătat un joc consistent în prima repriză, un duel între jucătorii cu numărul 20, Petricou, Cherecheș, de cealaltă parte, Iuri Curibadi. Paultează apărătorul stânga al celor de la Timișoara foarte bine. S-a descurcat aici Curibadi, jucător interesant. Tot astăzi, spuneam, de la ora 14, după această confruntare, se mai joacă o partidă din etapa 14 a Ligii Secunde. Este vorba despre întâlnirea Luceafărul Oradea, Pădurii, Târgu Jiu. Mâine două meciuri foarte, foarte, mâine un meci foarte tare, poimine un meci iarăși foarte tare. Este vorba mai întâi, mâine, de la ora 12, în direct pe Digi Sport 1, Chindia Târgoviște, Sportul Snagov. Formațiile care se află în acest moment pe locurile 3, respectiv 2, Târgoviște. Deci, colegiul meu, domnul Sfânt, a promisat de perioadă bună, are cea mai bună serie de victorii, 5 la rând, în Liga Secundă. Sportul Snagov, cea care a avut o înfrângere la Pădurii Târgu Jiu, prima din acest sezon, a urmat însă un succes acasă cu Metaloglobus. Ia
iar luni seară Petrolul întâlnește Farul Constanța, lovitură liberă, minutul 73 pentru formația gazdă. Minge trimisă în careu, iese nu foarte inspiratorist, până la urmă minge este recuperată, respinsă, dar recuperată de Timișoreni, centrare în fața porții, se întinde acolo și respinge spectaculos Coulibaly venit în sprijinul defensivei. Intervenția lui Ionescu nu mai este de mult din propria jumătate jucătorii lui Ionescu Popa și asta s-ar putea să fie o problemă. Dată minge, trimisă pentru Velici, se cere lovitură liberă, joc confuz, arătând destul de aproape de fază toată lumea din tabăra Timișoarei cu brațele sus. Se complică inexplicabil Ionuț Costin, multe greșeli individuale, jocul lui din această repriză. Luta parcă e altă formație față de cea din prima repriză, care a controlat mai ales după golul lui Ianuș Norbert din minutul 14. Partida gata, gata să cadă acolo Velici în duelul său cu un adversar, a preferat însă să continue faza. Este într-adevăr o presiune la poarta lui Miro Orlic, de care încearcă să profite formația timișoreană. Un jucător de la UCA este căzut, este vorba despre Ianuș Norbert, omul care a marcat de două ori în această partidă, în minutele 14 și 40. Sunt binevenite astfel de momente, jucătorii știu, mai ales cei cu experiență, sunt binevenite astfel de momente, mai rup din elanul gazdelor, din elanul adversarului, în general. Păcat, păcat de nenorocirile care s-au întâmplat în ultima vreme. Ce frumos ar fi să avem două galerii de același nivel aproape, poate mai puțin numeroasă galeria Aradului. Pregătește încă o schimbare, Ionuț Popa a treia, îl vedem aici pe Ianuș Norbert marcând primul său gol, aici al doilea. Ce repriză frumoasă a făcut Timișoara, care a fost foarte aproape de un 3-0. Intră Alex Pop în locul lui Ianuș Norbert. Am notat și această schimbare. Pop așadar, jucătorul cu urmul 24. Îl înlocuiește pe Ianuș Norbert, autorul celor două goluri în prima repriză pentru UTA. Înaintea acestei partide, Cosmin Petruescu, antrenorul formației timișorene, dar haideți să-l vedem acum pe Cubleșan, cel care a intrat în locul fundașului stânga Paul Copaci, accidentat, luat cu salvarea chiar de pe gazon, joacă în dreapta. Spunea Petruescu, e un joc foarte ușor de pregătit din punct de vedere emoțional, acest duel cu UTA. Avem un sentiment de deja vu prin această experiență de data recentă cu ultimele două jocuri pe care l-am disputat cu Ripensia și cu ACS Poli. Este ultimul joc din această serie care, din punct de vedere mental, spunea Petrescu, presupune un consum destul de mare, dar din punct de vedere motivațional pentru noi, pentru cei din staful tehnic și cel administrativ, e relativ ușor de pregătit. Absolut toți cei implicați în acest fenomen își doresc foarte mult să câștige astfel de derbiuri. Declarație dată de antrenorul Cosmin Petrescu pentru site-ul oficial, un site bine pus la punct de ASO Politehnica, la fel și cel al UTE. Sunt puține echipele care au grijă de site-urile lor. Am mai spus, eu intrați pe site-urile echipelor din Liga 5, 6, germană sau engleză și veți vedea câtă grijă au acei oameni de imagine până la urmă, deci vând imaginea. L-am văzut pe Pop, cel mai avansat jucător al UTE-i în aceste momente. Ozian pe partea dreaptă pentru Bedea, urcă și Bilia, Bedea trece de un adversar, centrează frumos și intervenție excelentă a lui Ionuț Costin. Excelentă, doi jucători de la ASO Politehnica Timișoara se aflau în spatele său, iată-l pe Ianuș Norbert. Cred că a fost la galerie ceva mai devreme, dar abia acum s-a întors la bancă. El a ieșit pe partea opusă în momentul în care a fost înlocuit cu Alex Pop. 78 este minutul aici pe Dan Păltinișaru din Timișoara. Politehnica execută lovitura de colț. Este cel mai ușor de curat pentru un arbitru în astfel de situații. Iată-l venit probabil de la spital, bietul Paul Copaci,
urma acelei ieșiri a portarului Utei la faza penaltului, îl avem în imagine cu Alexandru Manea. Mirolic degajează. Mingea care rămâne în posesia formației oaspete. Bine a protejat acolo Alex Pop. Jucător proaspăt, ar trebui să își aducă contribuția la jocul echipei sale. Se aude din nou fluierul centralului și iarăși un cartonaș galben pe care vede de această dată pentru un fault la Cubleșan. Chereche și-a impresia că l-a văzut. Cubleșan întoarce mingea până la Alexandru Manea. Intervenția acum a capitanului Timișorenilor, Mera. Cubleșan din nou, Culibali. Asta trebuie să facă UTA dacă vrea să câștige toate cele trei puncte astăzi la Timișoara, să aibă posesie, să ducă jocul în jumătate de teren adversă. Enescu, Culibali. Mingea a trecut pe la Oprea și un șut acum de la distanță, dar și la mare distanță de poarta lui Morariu. Încă o modificare pe care se pregătește să o opereze Cosmin Petruescu. L-am văzut pe Lazea, dacă am văzut bine, la marginea terenului. Vom vedea imediat. Intrăm imediat în ultimele 10 minute ale acestei partide. Vorbeam de site-uri. Un suporter al Brăilei, sau nu neapărat un suporter al Brăilei, îmi spune că și Dacia Unirea Brăila are un site foarte bine pus la punct. Arată bine. Echipa nu arată bine. Dacia Unirea Brăila are doar 5 puncte în 14 etape. Păcat și de Brăila, care a avut întotdeauna fotbal și are un stadion foarte mare. E adevărat, cam în aceeași stare cu stadionul din Timișoara, unde ne aflăm acum. Minge trimisă de Benga în afara terenului de joc și este momentul schimbării. Ia să vedem. Iese de pe teren Bilia și intră Lazea, jucătorul cu numărul 8. Florin Lazea, așadar, intră pe teren. Am tăcut un pic pentru a auzi acest dialog între suporterii bănățeni. Da, extraordinar atmosfera pe Dampă Timișanu. Repet, nu sunt mulți spectatori, dar atmosfera este de mare derby. Păcat, păcat de necazul la Rădăinilor. Dar, iată, formația pregătită de Ionuț Popa poate aduce așa un gram de satisfacție dintr-un succes aici în Timișoara. Mingem flancul stâng pentru Chereches. Chereches mai departe pentru Ignea. Este acolo Poparadu care pătrunde și vom vedea iarăși un cartonaș galben. Am spus eu mai devreme, Mihai Amurăriță a trebuit să stea cu cartonașul galben în mână. Obra este cel care faultează jucătorul cu numărul 6 din formația oaspete, este cel care l-a lovit pe Petra ceva mai devreme. Moment important, iată, mai sunt 8 minute până la final, iar Timișoara beneficiază de o lovitură liberă. Ionuț Popa privește cu teamă
Igna este cel care trimite în careu pe Ricol și ce ocazie, ce ocazie, irosesc timișorenii prin noul intrat Lazea în imagine, el a fost cel care a pus acel balon, urcase Mera, ca de obicei, capitanul Timișoarei, iată-l în fața porții, ce rău a dat Lazea în minge. Am tot povestit despre declarațiile timișorenilor dinaintea acestei partide. Ciprian Rus, cel mai bun marcator al UTEI în acest sezon, cu 5 reușite, a marcat deja pe acest stadion în meciul cu ACS Poli în septembrie. Spunea pentru site-ul UTEI: nu ne permite să ne gândim la altceva acum decât să venim acasă cu cele 3 puncte. Așteptăm mult derbiul și sper să iasă cum îmi doresc, adică să câștigăm, cel mai important. Iar Ciprian Rus a făcut într-adevăr o partidă bună, 2 pase de gol pentru Ianuș Norbert, cel care a marcat pentru UTA în minutele 14 și 40. Reamintesc, Bozian a marcat din penalt în minutul 67, la 4 minute după ce centralul Amorăriței dictase penaltul. A fost acea accidentare a lui Paul Copaci, a fost nevoie de intervenția salvării. Între timp, Paul Copaci a revenit la teren, susținut acolo de doi oameni din staful UTEI. Este rândul oaspeților să beneficieze de o lovitură liberă pe care o execută Petre Vădrariu, primite în careul de 16 metri al bărățenilor. O reluare destul de grea, această reluare de dificilă a capitanului Rus. A prins însă spațiul porții, foarte bine se descurcă acolo cu Bleșan, din nou cu Bleșan, cel care a combinat cu Enescu. Iată pe jucătorii UTEI în atac, să vedem ce vor scoate. Rus nu se descurcă, însă a încercat să obțină o lovitură de colț. Pomaradu, excelentă intervenția lui Curibali, foarte bun acest număr 20 din echipa lui Popa. Oprea mai departe pentru Enescu. Enescu s-a mutat în stânga după intrarea lui Cubleșan. Iată-l pe Curibali. Ionuț Costin avansează, pasează în dreapta, mingea se lovește de Cubleșan și un balon întors de Costin. Ionuț Costin a pătruns extrem de periculos, a trimis mingea în centrul careului de 16 metri, nu era însă acolo niciun coechipier. 5 minute până la final, 5 minute la dispoziție pentru Timișoara pentru a egala, 5 minute de răbdare pentru UTA să reziste. Este acolo Bozian, pasă care îl viza pe Cherecheș, din nou Bozian, se opune foarte bine Alexandru Marea, însă va fi lovitură de colț pentru asul politic a Timișoara. Moment în care, iată, plămadă, intră pe teren. Este Poparadu. Intră cu numărul 18, așadar, la formația gazdă, Ionuț Plămadă. Atacat, riscă Petruescu, centrare în careu, iese destul de rău Miro Orlic și acum îndepărtează pericolul unul dintre jucătorii formației arătene. Iarăși centrare, iese și boxează de pe 7-8 metri. Cubleșan pleacă în jumătatea de teren advers, este urmărit aici de Bozian. Cubleșan așteaptă ajutoare, îi pasează lui Rus îi trimite din prima Cubleșan în fața porții și este gol pentru UTA, doi oameni UTA, o răbune pe ASU Politehnica Timișoara, minutul 87 și este game over. Rus își încheie această evoluție extraordinară astăzi la Timișoara. Iată-l pasând la fix din prima lui Cubleșan, care nu rămâne dator, îi întoarce serviciul capitanului său, iar Rus marchează. Cât de mult a așteptat acest derby, Rus a dus fix la galeria UTEI. Sunt convins că mulți dintre cei care nu au făcut deplasarea sunt în fața micilor ecrane și urmăresc acest succes, care, spuneam, aduce un pic de bucurie într-un moment foarte greu pentru gruparea arădeană.
ce meci a făcut Ciprianus, ce meci a făcut, două pase de gol și o reușită. Îi se reproșează centralului Mihai Moroiței o fază petrecută mai devreme în careul de 16 metri, s-a plecat pe contraatac, însă nu cred că a fost, mă uitam pe direcția balonului respins de Miro Olic, că e adevărat, a sărit cu un jucător de la Timișoara, însă nu cred că a fost nimic neregulamentar. Iată-l pe Rus, felicitat de toți cu echipierii, este 3-1 pentru UTA aici la Timișoara și încă un cartonaș galben, n-are rost să le mai ținem socoteala. În urma acestui succes, pomeneam Niculescu, cel care a intrat în prima repriză în locul lui Scutaru, accidentat, fundașul central, perechea lui Mera, vede cartonașul galben. Vom avea minute bune de prelungire pentru că a fost accidentarea lui Copaci, au fost multe întreruperi, au fost schimbări. Spuneam că cele două formații se aflau la egalitate de puncte și vecine de clasament cu 20. În acest moment UTA are 23 și urcă pe locul 8. Asu Politehnica rămâne pe locul 11. Iată o nouă acțiune, foarte, foarte supărat. Multe reproșuri între jucătorii bănățeni. Este cumva normal, având în vedere scorul. Iată-l pe Cubleșan, pasându-i decisiv lui Rus pentru 3-1. Foarte, foarte bună partidă făcută de UTA cu gândul la acești doi suporteri. Cu siguranță, aminteam de declarația lui Ionuț Popa înainte acestei partide. E greu să pregătești acest joc, pentru că mulți dintre jucătorii cunoșteau pe fani și au fost afectați, dar iată, până la urmă, din ambiție, dar și din valoare, iată, UTA reușește să-și facă jocul aici la Timișoara, un meci extrem de important. Academica Clinceni este prima în clasament, are un meci însă mai mult disputat decât Snagov, decât Chindia. Chindia și Snagovul se întâlnesc mâine, lângă turnul Chindiei, acolo unde a jucat și cu Dobrina cu mulți ani, singura formație la care a evoluat în afara Argeșului Gicu Dobrin, pentru că tot am amintit că acum în aceste zile s-au împlinit 11 ani de la moartea Gâscanului. Am văzut 5 minute arătate de la margine de prelungire pentru această repriză a doua. Petrolul joacă luni seara de la ora 18 acasă cu Farul Constanța. La prima vedere cu prima șansă Petrolul, dar Farul trebuie să-și revină. A avut o perioadă de două înfrângeri și o remiză, o perioadă de 3 meciuri cu un singur punct. A venit succesul cu FC Argeș din ultima etapă, 3-1, și moralul echipei lui Grigoraș e cu siguranță altul. 3-1, jocul, spuneam, este sfârșit încă din momentul în care Rus a făcut 3-1 și iarăși, iarăși întreruperi. Nu a fost un meci rău pentru eșalonul secund, asta înseamnă să existe o rivalitate, să existe ambiții de ambele părți. Mera și vedem aceleași reproșuri pe care și le fac jucătorii Timișoarei în ultimele minute. Va fi analizat această înfrângere, iată pe fanii arădeni. E frumos ca fan să faci o deplasare, fie ea și până la Timișoara, și să pleci după ce favoriții câștigă, este cel mai frumos sentiment. Suntem deja în prelungiri, însă vom avea cu siguranță prelungiri la prelungiri. Iată-l pe Enescu, joc bun făcut și de Enescu. Domnul din imagine a jucat bine, Coulibaly. Interesant acest mijlocaș al UTEi. UTA care așteaptă de ani buni ca arena proprie din Arad să fie terminată. Au fost până acum câteva termene, de 4 ani se lucrează la noul stadion al UTEi. Se mișcă greu constructorul, iată-l pe Rus, încurcat acolo de un coechipier, pasează și îl salvează Morariu echipa. Sincer, a fost cam mult. L-am văzut pe autorul acestei ratări, a fost acolo Alexandru Pop, bine servit de coechipierul său. La Timișoara a încheiat această partidă din momentul în care Rus marca pentru 3-1.
au dus ambițiile bănățirilor. Intervenția lui Ionescu revenit după ce a primit îngrijiri medicale, o minge care ricoșează în direcția lui Ciprian Rus, iese din poartă Morariu și prinde această minge. Da, vorbeam despre noul stadion al Aradului, care continuă să primească termene de finalizare. Toate sunt nerespectate. Spuneam, de 4 ani se lucrează la acel stadion. La noi se vorbește despre 3 stadioane noi în vederea Euro 2020, dar nu s-a apucat nimeni de ele. Hidrășan trimite în dreapta, centrare a lui Laza, cred că a fost acolo. Acum Bozian, una dintre ultimele acțiuni ofensive ale timișorenilor. În Anglia la 1-3 și cu 5-6 minute de prelungire, echipa gazdă n-ar fi renunțat la luptă. Trebuie să te gândești că dacă marchezi un gol, dinamitezi practic finalul partidului. Iată, ne sunt deja 2 minute. Miro Orlici. Încă o dată rezultatele din această rundă cu numărul 14, pentru că nu vom avea foarte mult timp după fluierul de final al centralului Mihai Amurăriței. Așadar, Universitatea Cluj, Poli-Timișoara 4-0 în uvertura acestei runde. A urmat a doua zi, ieri vineri, CS Mioveni, Dacogetica București 2-1. Astăzi s-au jucat 4 partide, s-a jucat și aceasta a 5-a, Aerosar Bacău, Ripensia Timișoara, Energeticianul Academica Clincen 0-1, FC Argeș, Dacia Unirea Brăila 4-1, Metaloglobus Balotești 1-0, urmează de la ora 14, Luceafrul Oradea Pădurii Târgu Jiu, iar mâine Mioveni Dacogetica și luni, în epilogul rundei, Petrolul Farul Constanța. Echidia Nagov, îmi cer scuze, mâine. Foarte, foarte interesantă această partidă, de la ora 12 pe DigiSport. După această confruntare urmează știri, ceva mai târziu, la 3:30, tenis de la Basel. Vom vedea pe Marius Copil într-un duel cu Alexander Zverev. Centrare în careul de 16 metri al oaspeților, a intervenit Koulibaly, acum vine și Wenga. Iată-l pe Pop, autorul ultimei mari ocazii la poarta lui Morariu. Mai sunt 10 secunde, n-ar mai avea rost să dea prelungiri la prelungiri centralul Mihai Amurăriței. Este 3-1, 2 goluri diferență între cele două formații. Reamintesc, Iano și Norbert a marcat în minuturile 14 și 40, a fost scorul pauzei. Timișoara Arad 0-2. A venit apoi lovitura de la 11 metri transformată de Buzian în minutul 67, iar Rus, Ciprian Rus, cel mai bun jucător de pe teren, în opinia mea, a făcut ca scorul să devină 3-1 pentru UTA. În duelul orgolilor aici la Timișoara, pe Dan Păltinișanu, iată, formația suporterilor bărățeni ASU Politehnica pierde în fața UTEI, o formație tot a suporterilor arădeni, și este ultimul fluier al lui Mihai Amurăriței. Așadar, UTA se impune la Timișoara cu 3-1, reamintesc, gol Norbert, Ianoș de 2 ori, Rus odată, Buzian a marcat pentru formația pregătită de Cosmin Petruescu. Aceasta a fost întâlnirea. Adi Dobre vă mulțumește pentru atenție. Rămâneți cu noi. La revedere!